Bună ziua, România! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici. Mulți dintre voi mă cunosc că de un an de zile, din iunie, de când am aflat despre acest proiect, m-am implicat activ în partea caritabilă despre One World Foundation. Urmează să vorbesc în aceste câteva minute. Este o mare onoare pentru mine să împart scena cu fondatoarea acestui concept în România, deoarece în iunie anul trecut, când am aflat despre faptul că există această organizație caritabilă, i-am cerut sprijinul doamnei Leontina Drul pentru a face posibil organizarea unui eveniment caritabil pentru unul din copiii cu nevoi speciale din România. Și vreau să vă mulțumesc cu această ocazie. Așa cum ați aflat și din filmul anterior, One World Foundation este unul din proiectele companiei One Coin, One Life. Este proiectul de suflet al fondatoarei, doamna dr. Ruja Ignatova, și sprijină copiii în a-și îndeplini potențialul pe care îl au, așa cum chiar și Parlamentul European organizează dezbateri și prelegeri pentru egalitatea de șanse care trebuie oferită tuturor. Într-un an și jumătate, One World Foundation, la nivel internațional, a ajutat foarte, foarte mulți copii. Aveți acolo cifre, 2106 copii fericiți, activ în 16 țări. Și mă aflu aici cu două motive. Odată să vă prezint raportul de jumătate de an al acestei fundații. Este acesta, îl găsiți jos pentru cei interesați. Conțin poze de la proiectele finanțate, ca să vedeți exact cum sprijină fundația One World copiii defavorizați. Am pus câteva poze de la proiectele pe care noi le-am desfășurat. Și cum putem contribui? Am să o las pe doamna Leontina să ne spună despre acest lucru. Da, deci noi am finanțat cu ajutorul Fundației Internaționale trei proiecte speciale în România, unul direct finanțat din Bulgaria, fără ca noi să știm de el măcar în județul Suceava, al doilea, acela despre care v-a vorbit Cristina, și astăzi al treilea. Totul se întâmplă pentru că noi donăm, aici în România donăm, și biroul din Bulgaria ne ajută să completăm cu ceea ce ne lipsește ca fonduri pentru ca proiectul să se realizeze. În ce mod donăm? Avem o carte care a fost tradusă cu efort și tipărită. Încasările din vânzarea acestei cărți nu merg la niciun birou și nu finanțează niciun eveniment, ci doar proiecte legate de copii care au nevoie de ajutorul nostru în România. De aceea vă invit să faceți abstracție de faptul că o cărticică costă 20 de euro, prețul este mai mare decât o carte obișnuită, tocmai pentru faptul că vrem să adunăm suficiente fonduri pentru următorul proiect. Se poate dona și în OneCoins. Cristi, dacă e ok, 3 OneCoins? 3? 20 de euro sau 3 monede sau 90 de roni, da? Da. Și vă invit ca într-adevăr, eu nimica toată până la urmă 100 de lei, când veți afla în ce scopuri cheltuim această 100 de lei. One Life ne învață nu doar să facem profituri pentru noi, pentru familiile noastre și așa mai departe, ci să ne uităm și mai departe. Există copii care au nevoie de ajutorul nostru. Și pentru că exact în săptămâna precedentă am avut o discuție cu managera de la sediul OneCoin Bulgaria,
Am venit la voi cu un filmuleț foarte, foarte proaspăt, la cald, ca să vedeți care sunt liderii internaționali care s-au implicat în finanțarea proiectelor caritabile ale One World Foundation. Și am să-i rog pe colegii mei să pună videoul. Nici măcar nu apare pe YouTube, pe canalul nostru oficial One World, despre care aș vrea să spun că puteți căuta pe Facebook totodată, pe social media, pe Facebook. Sunt fericită că avem peste 3.000 de follower deja. Și acest filmuleț încă nu a apărut, va apărea luni pe newsletter-ul oficial și de aceea nici numărul nu este tradus în română. Doamna este un diamant albastru din Ucraina. Spune că în Ucraina compania a adus computere pentru orfani. Pentru cei că majoritatea dintre noi cunoaștem engleză. Un alt lider din Kazakhstan. Și surpriza zilei, domnul Cristi Călina. Mulțumim! Well, the One World Foundation does a lot of good causes for children, but a particular one I like is the scholarships. The 7-8-year-old children go to school or not. We help them, so they go to school with scholarships.
Și pentru că vă spuneam că în aceste zile este foarte important pentru noi să dublăm numărul proiectelor pe care le finanțăm pentru copiii care au nevoie de dezvoltare, sunt foarte fericită să anunț în premieră faptul că Fundația One World Foundation, România, va sponsoriza cu suma de 3.000 de euro o școală de copii cu nevoi speciale autiști din Constanța. Și vreau să vă invit, vreau să o invit alături de noi pe reprezentanta școlii, pe care este aici lângă noi, doamna Ancuța Cazan, să ne spună câteva cuvinte despre acești copii. Wow. Vă mulțumesc din suflet, m-ați luat prin surprindere. Ce pot să vă spun? Sunt cadru didactic, psihopedagog în această școală de 5 ani de zile. Lucrez cu copii care sunt autiști, în marea lor majoritate, iar ceilalți sunt din centre de plasament, abandonați, dar sunt copii cu deficiențe mentale și probleme de comportament. Toți sunt la un loc și, într-adevăr, educația pentru ei se bazează pe terapii ocupaționale, deci avem nevoie de material educativ ca să-i putem ajuta. Și ăsta ne lipsește foarte mult. Adică noi nu lucrăm cu cărți și caiete, lucrăm cu jucării educaționale și îmi scuzați emoțiile. Sunt foarte fericită să-ți împlinesc copacul vieții. Vă vom anunța, vom organiza un eveniment la Constanța imediat după ce ne întoarcem din Bangkok. După cum știți, va fi o gală mondială în Bangkok, unde majoritatea liderilor vom fi acolo. Ne vom întoarce pe 4 octombrie și imediat în săptămâna următoare vom face inaugurarea acestui proiect în care 3.000 de euro vor fi donați pentru acești copii, pentru calculatoare, materiale didactice și mobilier, ajutând peste 160 de copii. Și vă mulțumesc! Și vreau să vă mulțumesc tuturor liderilor care au făcut posibile aceste donații și tuturor celor care au achiziționat cartea de-a lungul timpului și o mare mulțumire pentru doamna dr. Ruja Ignatova, care a făcut posibil pentru noi să dăruim înapoi comunității. Mulțumesc frumos!